Salut și v-am găsit la un nou video pe acest canal. Astăzi sunteți la episodul numărul 10 din cariera noastră frumoasă cu Manchester United. Din episodul anterior ne aducem aminte că ne-am chinuit foarte, foarte mult să-l aducem pe Florian Wirtz la echipă și până la urmă am reușit. Un jucător care se numește foarte, foarte mult. Noi suntem pe la finalul lunii ianuarie. Asta înseamnă că voi va trebui să înscrieți cine a fost jucătorul lunii pe luna ianuarie și noi o să dăm desigur un playstyle nou, însă în următorul episod. Înainte să începem, v-aș ruga acolo dacă vă place și apreciați ce fac. Apăsați butonul like să strângem cât mai multe like-uri. De asemenea, am reușit până la urmă să facem 1k subscriber și o să vină și videoclipul special. Însă, momentan, după cum auziți, sunt răgușit, am fost răcit. M-a prins și într-un moment foarte nașpa fix acum când am făcut 1000 de abonați. Dar vă mulțumesc foarte, foarte mult. O să vină după acest videoclip, o să vină și videoclipul special de 1000 de abonați. Vă mulțumesc oricum foarte, foarte mult tuturor. Și desigur, dacă tot ai abonat, nu uita acolo să activezi clopoțelul pentru a primi notificări când poți să nou. Acum, cum mă uit la echipa noastră, chiar arată foarte, foarte bine echipa. Garnacho care a ajuns destul de departe, 81 overall pentru el. Și când mă uit aici la top marcator, este clar Kylian Mbappé cu 36 de goluri în spate Garnacho cu 17. Noi momentan suntem în Premier League pe locul 6, mai avem nevoie de câteva victorii ca să ajungem măcar în top 4. Și următorul meci este contra cei de la Wolves. Iar echipa lor nu este chiar așa de bună. Neto este interesant, José Sá ca portar, în rest echipa nu este cine știe ce. Însă chiar dacă nu pare, poate să ne bată. Și în acest meci cred că o să lăsăm așa echipa, nu o să schimbăm absolut nimic. Așa că haideți să intrăm în primul meci de astăzi. E bine, și până la urmă începe meciul, hai să spunem că reușim până la urmă să-i batem pe cei de la Wolves. Vine aici Mbappé, șutează și reușește să marcheze Mbappé. Bine mă Mbappé, ce finez bun de la Kylian Mbappé. Revedem faza foarte bine aici, pasă de la Garnacho, puțin interceptată de acel fundaș, însă până la urmă ia Mbappé. Ce Mbappé reușește să înscrie, face 1-0. Bine, pasă la Kylian, Kylian vede aici pe Bruno, Bruno pasă la Wirtz, Wirtz șutează și reușește să marcheze, mă. Bine mă Wirtz, mă. Primul lui gol la Manchester United. Face 2-0. Garnacho șutează și reușește să marcheze Garnacho. Wow, ce gol frumos de la Garnacho. Facem 3-0. Revedem faza foarte bine aici Garnacho, cum s-a întors și ce șut frumos, fix în plasa portarului, pe jos frumos. A fost deviată? A fost deviată, ok. Bine, și Kylian Mbappé reușește să scape. Și Kylian, nu pot să cred, apără jos e sa. Bine, pasă la Mbappé, îl vede pe Wirtz. Wirtz șutează și marchează. Wirtz a terminat. 4-0, Wirtz în primul lui match pe care îl jucăm noi cel puțin. 2 goluri, foarte, foarte bun jucător. Îi dăm sim to end pentru că deja este 4-0 și se pare că îi batem 5-0. Mai marchează Garnacho. S-a terminat perioada de mercato, i-am dat aici skip și trecem mai departe. Suntem în februarie. Și următorul match este tot în Premier League versus cei de la West Ham. O echipă chiar bună de data asta. Avem Ward-Prowse, Kudus, McTominay acolo, vedem că este în mijloc. Am mai jucat cu ei și parcă Ward-Prowse mi-a dat un gol șmecherul de tot. Însă de data asta trebuie să-i bătem. Însă Varane este puțin cam obosit, totuși nu o să schimb pentru că este cam bun. În caz că obosește mai mult, o să îl băgăm pe Lindelof în locul lui. Așa că îi dăm play match, hai să vedem ce reușim. E bine, și în ce match vedem că este ninsoare pe stadion de fapt. Hai să vedem dacă reușim să câștigăm acest match. În Siri aici se duce, însă apără Neuer. Apără din nou Neuer, bine mă Neuer, ne salvează. Foarte bine acolo, însă Neuer ne salvează din nou. Efectiv, ce am portat de la noi, mai bun decât un ana. Kudus, hai să vedem acum pe Kudus, foarte bine acolo. La NSR șutează, însă din nou apără Neuer. Bine aici Wirtz, îl vede pe Kylian. Kylian are viteză, se poate duce. Pasa la Wirtz, este bună, continuă Wirtz, șutează și reușește Wirtz să marcheze. Face 1-0 versus West Ham. Deja 3 goluri în 2 meciuri jucate de noi, foarte, foarte bun, foarte bun și foarte rapid se mișcă. Bun, Garnacho, ce bun, ce bun e Garnacho, mă, n-ai ce să-i zici, ce finez foarte bun de la Garnacho, incredibil și pe verde cu fineșa, n-ai ce să-i zici, ce-i Garnacho, n-ai ce să-i zici. Ce gol, da, ce gol, nu știu cum a ieșit acolo Neuer, dar pare că McTominay marchează versus Manchester United. Bun, aici Kylian, Kylian se poziționează bine, șutează și incredibil, incredibil, n-ai ce să-i zici, ce să-i mai zici la acest jucător. Dați-vă și voi ce pasă bună de la Garnacho, însă uitați-vă la șut, efectiv a bubuit-o.
transversală gol, n-a avut efectiv ce să facă portarul. Și se termină meciul, se pare că îi batem cu 3-1, de data asta reușim să câștigăm fără nicio problemă. Următorul meci este contra cei de la Aston Villa, un meci și oarecum ușor ar trebui. Să, după cum am spus, nu se știe ce echipă ne poate bate. Echipa lor este chiar destul de bună. Autor este Emiliano Martinez, care știm că e foarte bun. Diaby, Oli Watkins, Zaniolo, un nou transfer la ei. Și un meci interesant. Echipa asta este clar pregătită, 100%. Vedem pe Mbappe, care a ajuns la 94, Virs la 89. Echipa asta crește foarte, foarte mult. Dăm un play match și hai să vedem ce reușim. E bine, și ce meciul? Hai să vedem ce reușim să facem versus Aston Villa. Un șut bun, însă Neuer ne apă. Bine, aici pasă la Virs, se poate duce Virs. Virs are viteză, du-te Virs, șutează și reușim să marcăm, bă, bine, mă, Virs, mă, 1-0, minutul 9, ce rapid să-mi scriem. Diaby a trecut foarte bine, hai să vedem, șutează, ce reușește aici să marcheze un gol, foarte puternic, foarte, foarte puternic, pare că în meciul se face egal. Bine, aici Garnacho, se poate duce Garnacho, șutează, bine, mă, Garnacho, mă, bine, mă, Garnacho, reușim să-i întoarcem din nou, mă, bine, mă, Garnacho. Diaby din nou, șutează, însă asta apăr Neuer. Bine, aici Virs a trecut foarte bine. Virs se duce, reușește, mă, să marcheze, mă, bine, mă, Virs, mă, n-ai, mă, ce se zice, prea bun. Ce mereu acolo unde trebuie, mereu. Revedem faza. Uitați-vă și ce ran frumos a făcut Virs aici și reușim să facem 3-1. Efectiv, ne distanțăm foarte mult de ei. Aici pasă la Garnacho. Garnacho se duce, șutează însă pe lângă poartă. Ocazie bună aici pentru Aston Villa. Watkins, Watkins trece. Tielemans, Tielemans șutează, însă nu reușește apra Neuer. Hai să vedem un free kick, dacă reușim aici să înscriem. Se pare că Antony este la ei, acum am văzut. Ceva de genul, cam puternic, dar să sperăm că reușim. Nu, no, apra Emiliano. Bine aici Florian Virs, a dus foarte bine, caut o pasă și până la urmă șutează, însă pe lângă poartă. Wow, wow, chiar nu mă așteptam. Bine aici, bine, mă, Mbappé, bă, n-ai, mă, ce să zici, în orice poziție îți dă gol efectiv, bă, și pe verde totuși, însă 4-1 pentru Manchester United. Revedem faza, foarte bine a scăpat de aici, cu o pasă, însă până la urmă șutează și reușește să înscrie, face 4-1 versus cei de la Aston Villa. Oh, 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 ce bar este penalti, nu pot să cred, wow. Totuși, ce touch acolo și ce reușește acolo să facă acest jucător, însă este fault. Revedem faza, ne-am băgat cam tare totuși, da, ne-am băgat cam tare. Și este penalti pentru cei de Aston Villa, minutul 84. Asta dacă reușește ceva, o să bată Tielemans, sărim în partea stângă și se pare că nu reușim să apărăm din cauza că am sărit în partea stângă, însă am sărit sus, iar șutul a fost dat jos. Ok, ok. Ocazie foarte bună, Zaniolo trece foarte bine, se pare că marchează, wow. Ok, să cam întoarce meciul, 4-3, ok. Zaniolo aici reușește să marcheze, wow, chiar a jucat foarte bine, s-a stricurat foarte, foarte bine. Face, bă, urmă, 4-3. Bine aici, Kylian trece foarte bine, Kylian, Kylian șutează și reușește să marcheze. Facem 5-3, chiar dacă ei marchează, noi ne sucăm mereu mai bine. E bine, se trece meciul, reușim să-i bate cu 5-3, foarte multe goluri s-au înscris, însă tot noi câștigăm. Următorul meci este un meci destul de ușor versus cei de la Luton Town. La acest meci o să-i dau eu un quick sim pentru că este un meci destul de ușor și sunt sigur că o să câștigăm. Îi dau un quick sim și se pare că da, reușim să câștigăm cu 4-1. Mount, Garnacho, Garnacho din nou și Virs marchează. E bine, și următorul meci este în Champions League în Round of 16, unde se pare că dăm de Barcelona. Barcelona este echipă foarte, foarte puternică aici cu Rafinha, Lewandowski, De Jong, Pedri, Araujo, Ter Stegen în poartă, chiar, chiar e foarte bună echipa. Însă a noastră nu este mai prejos, este și ea foarte bună. Sunt sigur că putem să-i batem dacă ne chinuim acolo, pentru că nu este cea mai ușoară echipă. Echipa asta fiind pregătită acum, îi dăm un playmatch și o să vedem ce reușim să facem. E bine, și se pare că începe meciul versus cei de la Barcelona, turul în Champions League, în Round of 16. Hai să vedem că reușim să-i batem. Ocazie foarte bună, cea Rafinha, pasă la Lewandowski, pasă jos la De Jong. De Jong ciutează, însă Neuer apără. Un atac foarte bun aici al Barcelonei. Hai să vedem, pasă bună la Ferran Torres, șutează, însă apără Neuer, mă, bine, mă, Neuer. Corner pentru Barcelona, centrare bună, însă prinde Neuer. Hai să vedem acum Rashford, Rashford se poate duce, Rashford reușește, bară gol, mă, bine, mă, Rashford, mă, facem 1-0 versus cel la Barcelona în turul Champions League din Round of 16. De Jong pasă bună la Rafinha, Rafinha scapă foarte bine Lewandowski.
Prinde din nou Rafinha, șutează și marchează Rafinha până la urmă. Un șut foarte puternic și Neuer nu reușește să-l apere. Bine aici Kylian, Kylian șutează, nu s-o apără Ter Stegen. Ocazia bună aici Lewandowski, se duce foarte bine, șutează și marchează, bă, 2-1, bă. N-am avut ce să le facem efectiv. Nuno Mendes foarte bine s-a dus aici, nu putem să-l prindem, uite și tu. Nu putem să-l prindem, șutează însă, ne apără Neuer. Hai să-l acum pe Kylian care are viteză, se poate duce, du-te Kylian. Du-te, fă 2-2 și se pare că reușește, mă, bine, mă, Kylian. 2-2 reușim să facem versus Barcelona. Da, și se pare că se termină meciul. Facem un egal, o să ne fie destul de greu în retur, pentru că practic este 0-0. Însă un meci frumos. Următorul meci se pare că este versus cel la Norwich în Carabao Cup, însă acest meci îl vom juca în episodul următor. Dacă a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul like, să strângem cât mai multe like-uri. Să vă abonați ca să strângem acolo 10.000 de abonați data asta. Ăsta este următorul target. Și desigur, dacă tu te-ai abonat, nu uitați acolo să activezi clopoțelul pentru a primi notificări când poți să-și anou. Eu a fost Anirbyte, v-am pupat. Pa, pa!